Am revenit, partea a doua a emisiunii. Ciprian Chirița, directorul general Termoservice, este invitatul meu din această a doua parte. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule director, spuneam astăzi, pentru că e o întreagă discuție aproape în fiecare scară de bloc, să le explicăm oamenilor de-a fi rapăr, de la subsol până la acoperiș, cine ce responsabilitate are în reparații. Vorbim de o perioadă bună până în toamnă, după aia începe sezonul rece, mai complicat să facem reparații atât la casa scării, subsol, instalații interioare. Haideți să o luăm pas cu pas. Ce poate face firma dumneavoastră și cum plătesc locatare? Mulțumesc frumos pentru invitație. Aș vrea să anunț că astăzi este o zi deosebită pentru Termoservice. Se împlinesc 15 ani de activitate și cu această ocazie mulțumim colaboratorilor, partenerilor, clienților noștri care au fost alături de noi în toată această perioadă. Chiar pe 23 august, nu? Pe 23 august. Datorită lor încă existăm pe piața administrării asociațiilor de proprietari și trebuie să recunoaștem că în timp am reușit să ajungem cea mai mare societate de administrare la nivel național. Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, în perioada aceasta este propice pentru a se efectua lucrările de la subsolul blocului. Pentru că nu e bine să așteptăm iarna, când țevile chiar au o problemă. Trebuie să recunoaștem, țevile de la subsol sunt vechi. Blocurile cele noi, care au o vechime de maxim 10-15 ani, nu au probleme. Dar în municipiul Iași, blocurile și în special cele pe care le administrăm noi, trebuie să recunoaștem că sunt destul de vechi. Adică 40-50 de ani. 40-50 de ani. Oricum, o instalație de încălzire, de exemplu, țeava trebuie schimbată maxim 20 de ani, spun eu, nefiind de specialitate. E adevărat că aceste țevi de încălzire acum stau încărcate pe timp de vară. E o diferență față de anii anteriori? Anii anteriori instalațiile erau golite pentru a lăsa oarecum la latinea unui locatar să-și schimbe caloriferul, să-și îl spele. În momentul acesta furnizorul consideră că este mai bine și noi considerăm că este mai bine ca instalațiile să fie încărcate în permanență. Ele stau oarecum sub presiune, nelăsând apa să intervină și să corodeze acele țevi și să ne trezim în momentul în care dăm drumul la căldură, efectiv, să acele țevi să distrugă apartamente, subsoluri și să ajungem în situația de a nu avea utilitatea până la urmă. Bun, aici. La subsol se pot face verificări, da, la aparatele de măsură, se înlocuiesc bucățile de conductă care sunt distruse. Da? Cine plătește lucrarea? Aceste lucrări, dacă sunt înainte de gigacalorimetru, aparatul de măsură cad în sarcina furnizorului de utilități. Și e discuția valabilă și pentru apă și pentru apă caldă încălzire. În momentul în care discutăm după apometru general, după gigacalorimetru, toate reparațiile și intervențiile cad în sarcina asociațiilor de proprietari. E bun sloganul că omul vara își face sanie și iarna car, fiindcă dacă reușim să menținem acele instalații în stare bună de funcționare, cu siguranță la începutul sezonului de încălzire, spunem foarte mult de sezonul de încălzire, fiindcă țevile de încălzire sunt cele care, din păcate, se strică mai des. Țeava de apă rece, care este în permanență plină și e sub presiune, sunt cazuri în care durată mai mare de viață. În momentul în care dăm căldură și presiune pe conductele de încălzire, acestea pocnesc. Vorbim pe de o parte de o chestie de confort, adică în miezul iernii nu mai bufnește nimic, nu trebuie să mai reparăm, și pe de altă parte vorbim și de o eficiență, nu? De un randament mai mare, eficiență care înseamnă costuri mai mici. Cu siguranță, în momentul în care țevile sunt schimbate și ele sunt puse noi, acum discutăm de reparații capitale. În momentul în care discutăm de schimbat o țeavă de un metru, doi, cu siguranță aceasta nu poate influența foarte mult randamentul și factura. În momentul în care ajungem să schimbăm toată țeava,
Și există acum proiectul pilot al furnizorului de energie termică cu schimbarea distribuției pe orizontală. Oricum, în momentul în care sunt într-un imobil, sunt apartamente debranșate, acele apartamente greu mi este să credem că se vor întoarce pe instalația veche. Uh-huh. Instalația veche a fost proiectată pentru un anumit număr de apartamente, avea un anumit diametru. În momentul în care țeava corodează, nu mai discutăm acum de materialele care au fost folosite acum 20-30 de ani și materialele care se folosesc acum. Cu siguranță vă dați seama, dacă prin țeava respectivă puteau curge 10 litri de apă, la moment după 20 de ani, nu știu dacă mai trec 5. Și atunci aici e clar că se schimbă rețeaua plus modul de distribuție, care iarăși un punct important, pentru că debranșarea se poate face individual. Vorbim de cei care sunt la sistemul centralizat, au rămas la sistemul centralizat și vor să schimbe, să spunem, de la aparatul de măsură până la ultimul etaj. Deci președintele de asociație face solicitare către societatea noastră în care solicită acest lucru. Echipele noastre se deplasează, întocmesc un deviz de lucrări. Deviz de lucrări care trebuie supus automat adunării generale, fiindcă locatarii trebuie să știe despre acest lucru, despre lucrare, trebuie să fie costă, de acord cât costă și tot ce implică, fiindcă sunt cazuri în care va trebui să spargem gheurile, să spargem pereții de la intrare în apartamente. Există particularități de la caz la caz. Da. Deci, pe baza acestui deviz, dacă locatarii hotărăsc să efectueze lucrarea, intervenim. E adevărat că în limita solicitărilor, adică există în perioada asta solicitări foarte multe de curățenie pe casa scării, de reparații la subsol, hidroizolații, iar avem multe. Vă dați seama, o curățenie pe casa scării mai degrabă o amân pentru începutul sezonului rece, putem lucra în interior, în timp ce o hidroizolație nu pot să o lăs pentru sezonul rece, fiindcă la o anumită temperatură nu se mai poate lucra și noi oferim garanție. Suntem o societate care de atâția ani pe piață reușim să avem și o anumită calitate. Și atunci nu ne permitem să fac în sezonul rece, când este înghețat, să fac o hidroizolație, fiindcă aceasta nu va ține. Și veniți după două luni să o reparați. Să o reparăm tot altă... noi. Da, dar e adevărat. Pe banii noștri, ceea ce vă dați seama, noi discutăm și de eficiență. Bun, haideți cu element de aproximație, să spunem la un 4 etaje, schimbarea instalației interioare. Cât ar putea ajunge deci per familie? Pot să vă dau reparații capitale la încălzire, doar la subsol. Discutăm la nivelul subsolului. Da. A existat la un bloc la T2 33.848 de RON. Acum, prețurile diferă în funcție de suprafață. Absolut. Am zis câteva repere ca să știi. Reparații capitală la apă rece, 3.800. Instalații electrice cu senzori, iar facem și sunt foarte, foarte multe. Vă referiți la casa scării? Casa scării. De exemplu, la un bloc de garsoniere costă 8.900. La un bloc cu 4 etaje, ceea ce întrebați dumneavoastră, 2.320. Sunt prețuri aproximative, toate aceste prețuri se fac pe bază de deviz, pe bază de antemăsurători. Curățenie generală la subsol plus reparații capitale la subsol, instalații menajeră, 10.224. Bun, dar sunt multe investiții care în timp se amortizează. De exemplu, cea cu iluminatul cu senzor, e clar că ne mai arzând tot timpul lumina, scoți banii din economie. Cu siguranță se face o economie. Pe de altă parte, dacă o luăm și la zugrăveli, în momentul în care discutăm, ne mutăm într-un apartament de 10 ori, proprietarii tot își dau cu vară în interior, pe când casa scării nu. Până la urmă, omul simțește locul în momentul în care dumneavoastră veniți la mine în vizită și vedeți că eu în apartament am dat cu vară curat așa și pe casa scării arată urât, până la urmă spui, domnule, dar dumneata nu te duci până jos să vezi cum, până la urmă, te reprezintă locul unde locuiești. Discuție de ani de zile, o altă discuție, aceea dacă trebuie sau nu să avem calorifere pe casa scării, nu știu, în majoritatea cazurilor deja au fost scoase pentru economie.
reprezentantul furnizorului de agent termic știu că susține ca pe casa scării să fie calorifere pentru că nu dimpotrivă să mențină o temperatură și pentru pereții. Din punctul meu de vedere aici sunt contrar ceea ce afirmă furnizorul. Eu consider totuși că trebuie oare păstrat o anumită temperatură pe casa scării, dar nu cred că este necesar de un calorifer, 2, 3, 4 etaje. Dacă avem 4 etaje, să avem 4 calorifere. Este mult. Până la urmă, eu cred că o instalație verticală de încălzire, poate cu un diametru puțin mai mare, așa, ar putea face față. Până la urmă, noi trebuie să asigurăm pe casa scării o limită de îngheț. Nu discutăm acum, nu cred că iese cineva și ține ușa deschisă în apartament raportat la casa scării. De pereții apartamentului care nu se mai răcesc pe casa scării, ci să mențin și ei cald. Atâta timp cât nu există doar încălzire la un anumit nivel. Foarte, e ca și cum ai lăsa acasă deschis centrala fără să nu înghețe. Că asta este important. În momentul în care îngheață, deja nu mai putem beneficia de încălzire. Pentru blocurile turn cu mai multe etaje, discuție eternă, reparații la lift, cine și cum împarte factura, cine și cum plătește? Administratorul împarte factura, toată lumea trebuie să plătească de sus până jos, indiferent că stăm la partier sau nu. Trebuie să plătească egal, adică cel de la, nu știu, 1 să plătească la fel cu cel de da, la 9? Da, da, dar plătește în funcție de suprafața apartamentului. Uh-huh. Nu plătește în funcție de etaj. Conform legislației, persoanele de la parter și etajul 1 pot fi scutite de contravaloarea energiei electrice funcționării lifturi, dar energie, electrice, nu a reparațiilor. Până la urmă e discuția că noi renunțăm la un drept de folosință a acelui lift, nu la un drept de proprietate. Adică inclusiv cel de la parter s-ar putea plimba până la ultimul nivel și înapoi. Da, da, dar este proprietatea lui. Până la urmă, haideți să fim serioși, dacă eu de la etajul 1 vin și spun renunț la dreptul de folosință a acoperișului, asta înseamnă că nu trebuie să mai plătesc. Uh-huh. Dar e adevărat, sunt unele lucruri ciudate. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că conviețuim într-un imobil, într-un condominiu, unde dacă n-ar fi vecinul de deasupra, ar fi acoperișul și mi-ar ploua mie în casă și tot așa mai jos. Așa, teoretic, cel mai văduvit e cel de la etajul 1. El nu are nici subsol, nu merge nici cu liftul și nici acoperiș, dar plătește pentru toate. Nu, aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Cu acoperișul sunt de acord, cu subsolul nu, fiindcă mirosul de la subsol la etajul 1 ajunge. Ajunge mai degrabă la parter, până la 1 mai e. Da, dar ajunge până la urmă. Bun, în toate cazurile astea, subsol, casa scării, acoperiș și lift, se împarte este proprietate comună și se împarte tuturor locatarilor în funcție de suprafață la toate apartamentele. Mai sunt discuții pe tema asta sau asociațiile în cadrul lor pot lua alte decizii de împărțire? Nu, legea e imposibil. Sunt doar câteva elemente unde pot oamenii. Zilele trecute am avut două persoane în audiență în care spuneau că, domnule, noi cu două persoane plătim la fel cu un cetățean cu patru persoane. În cazul respectiv, concret, diferențele la apă în cadrul adunării generale au fost hotărâte pe cotă parte indiviză. Domnii nu vreau să înțeleagă sau nu vreau și e normal. Fiecare încearcă să-și drămăluiască veniturile în așa fel încât să nu îi se pare că plătește degeaba. Și având în vedere că se repartiza pe cotă parte indiviză diferențele la apă, vă dați seama, un om cu patru etaje, cu patru persoane, un om cu două persoane, din nefericirea lor, oamenii aceștia nici măcar nu-și locuiau acolo. Dar dacă adunarea generală, așa cum este ea, mi se spunea, domnule, la adunarea generală au fost doar 8 oameni.
Legiuitorul a prevăzut foarte clar, dacă la prima convocare nu sunt jumătate plus 1, la a doua jumătate cât sunt convocați, cât sunt prezenți, hotărăsc. Adică și 2 pentru 80 se poate întâmpla. Da, din nefericire. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, că în momentul în care e convocată adunare, trebuie să ducă ori să trebuie suporte să ne ducem, trebuie să ne ducem, să ne spunem punctul de vedere. O mai bună comunicare în cadrul asociațiilor poate duce la rezultate mult mai bune. Și au existat. Acum discutăm și de președinte, cât de implicat este. Bun, în cazul pe care l-ați dat, împărțirea corectă era în funcție de aparatele de măsură și apoi în funcție de numărul de persoane, nu? Nu. Deci, în primul rând, se ia în funcție de aparatele de măsură, așa, iar diferența între apometru general și suma apometrelor individuale proporțional cu consumul. Poate fi luată pe număr de persoane, proporțional cu consumul, exista o hotărâre de consiliu local sau pe cotă parte indivisă. Deci există și varianta există asta. Există și varianta asta. Deși pare cea mai nefericită. Adică apartamentele sunt similare, într-unul stau 10 persoane, într-unul 2 și împărțim după da, același algoritm. Da, pe de altă parte, știți ce se întâmplă? Există și cazuri în care le repartizăm pe număr de persoane și poate nu toate persoanele se spală. Da, ce facem cu... Sunt locuințe unde sunt 10-20 de... cetățeni basarabeni care au luat pentru domiciliu. Nu cred că sunt trecuți. Nu sunt declarați. Nu sunt declarați toți la întreținere, dar e adevărat, ei au domiciliu acolo. Chiar dacă doar scriptic și ei da, sunt plecați. Dacă legislația prevede și există această posibilitate, da, atâta timp cât ne permite legislația, facem, suntem în... Noi discutăm de partea legală și partea morală. Până la urmă, eu dacă locuiesc la etajul 1 și plătesc reparația capitală a liftului, vă dați seama, o reparație capitală la lift, cred că se ridică în jurul sumei de 20.000 de ron. Eu de la etajul 1, care efectiv nu mă sui în el, fac mai puțin pe scări decât să stau să aștept liftul. Trebuie dar să plătesc trebuie totuși, să nu știu, 1.000 de lei la 20 de se repartizează pe cotă parte indiviză și cu asta nu discutăm. E dificil... Oamenii totuși înțeleg ce prevede legea, dar dacă există posibilitatea cât de cât să plătească avem un avantaj, încercăm. Acum, dacă toți administratorii ar ieși și ar spune, da, dumne, așa se repartizează, că există și cazuri în care vin de la alte asociații, spun, dar la noi nu se face așa, la noi nu se calculează, la noi, până la urmă, noi discutăm de o reglementare pe toată țara și pe tot municipiul Iași și la toate asociațiile de proprietari. E greu de spus acum de ce acele persoane fac altfel. Da, până la urmă fac altfel suportând și consecințele. Da, există riscul să primească sancțiuni, să primească amenzi de la organele de control competente. Da, știți că povestea cu amenzile iarăși e o altă discuție. E amendat președintele sau administratorul și care plătește din banii asociației, adică după ce că l-ai reclamat, l-a amendat, mai și plătește amendat. În momentul în care s-ar face verificări, nu cred că s-ar ajunge aici, fiindcă noi amendăm. Bun, există cazuri în care unele asociații și-au prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aceste amenzi. Pur și simplu a spus, nu, noi cred că o să luăm 5.000, 5.000 de ron amendă până la urmă. Da? Deci și-au prevăzut. E greu de multe ori să ne alegem președintele. Nu vrea nimeni să fie președinte. Și în momentul în care se primește o amendă, vă dați seama că normal acea amendă ar trebui ori o ia fiecare locatar în parte și dăm nu una, dăm 20 de amenzi, sau o dăm pe asociație. În momentul în care se dă amenda pe asociație, acea amendă, da, se repartizează tuturor. Până la urmă, noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne disciplinăm, să avem spiritul civic în noi. Până la urmă, locuim împreună cu vecinii noștri, nu ne-am ales, nu putem să spun de mâine nu mai vreau să locuiesc cu dumneavoastră în același imobil și din acest motiv trebuie să ne întâlnim, să discutăm, să găsim calea optimă de rezolvarea problemelor noastre. Sunt, să spunem, adunări în care dumneavoastră și colegii dumneavoastră vă duceți să explicați ce spune legea și cum ar trebui să facă. Adică oamenii ar putea invoca, doamne, nu stau acum să citesc o legislație stufoasă făcută în ultimii 26 de ani ca să înțeleg cum trebuie repartizată. Aici cine ne explică? La toate adunările generale, colegii mei participă, recunosc că eu mai puțin
din motive obiective, spun eu. Așa, dar la fiecare adunare generală, până la urmă, noi suntem o societate de administrare, dar dacă președintele vine și spune, vă rugăm frumos să puneți afișul, vreau să fac adunare generală. Convocarea adunării generale este atributul exclusiv al președintelui. Multă lume vine și spune să facă termoservice-ul adunare generală. Nu există această situație. Noi oferim sprijinul, oferim tabelele cu locatarii, cu semnături, convocator, dar mai departe, solicitarea de adunare generală trebuie făcută exclusiv de președinte. Nu mai avem foarte mult din discuția noastră. Pentru cei interesați care vor să apeleze la serviciile dumneavoastră, ce ar trebui să facă, fie că sunt clienți sau nu ai termoservice, de exemplu, reparații pe casa scării, la hidroizolație sau la subsol, cum ar putea, nu știu, studia oferta pe care o aveți? Din partea președintelui se poate face o solicitare scrisă la unul din cele 19 puncte de lucru ale noastre. Ea ajunge la sediul central din metalurgie, unde noi trimitem echipe, întocmim un deviz de lucrări. E adevărat, acest deviz este contra cost. Aș vrea să știu că sună ciudat, dar este contra cost, urmând ca în momentul în care această lucrare este se concretizează, el este scăzut din devizul, din situația de lucrări. Eu zic că nu are o sumă foarte mare, în Consiliul de Administrație a fost aprobat 40 de lei. Din ce cauză am ajuns la această situație? Datorită faptului că foarte multe solicitări am avut. Vă chemau, făceați devizul și la revedere. Și nu se întâmpla nimic. Trebuie să înțelegem că orice deplasare a echipei costă bani și, din păcate, cu acei muncitori care se duc să facă devizele de lucrări, sunt luați de la alte lucrări și da, na, suntem... Bun, cerere, vine echipa, face devizul, îl lasă la președinte, asociația îl studiază, dacă e de acord sau nu, dacă e de acord, încheiem un contract și se trece la treabă. Cu acele termene care discutam mai devreme. Domnule director, am ajuns la finalul discuției. Vă mulțumesc pentru detalii, pentru explicațiile. Mulțumesc și eu, care sper că ne-au urmărit. O seară bună în continuare. La revedere!